Bine v-am regăsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Emisiunea Oameni este ora 15 fix și așa cum v-am obișnuit la TV Sud-Est de atâtea și de atâtea luni sau de atâția ani, emisiunea Oameni vine astăzi în atenția dumneavoastră cu un alt invitat. Ce-i drept, niciodată nu am avut prezent într-una dintre emisiunile Oameni, însă astăzi vorbim despre omul și despre colegul și despre fostul meu coleg și prietenul meu și cam atât. Ar trebui să mă opresc. Cornel Tudose, bine ai venit! Săruna, mulțumesc de invitație! Madalina, e o surpriză pentru mine, în premieră când particip la o emisiune, fără instrument, fără chitară. Așa. Emisiunile tale au fost prezent mai tot timpul, dar cu chitară întotdeauna și cu muzica, dar uite, acum am venit... Obișnuiește-te! Mă obișnuiesc, da? Obișnuiește-te, că sunt atât de multe lucruri de discutat. Oamenii... telespectatorii noștri sunt obișnuiți cu tine, cu chitară, alături de tine. Sunt obișnuiți și ca profesor cu tine, sunt obișnuiți și ca virgulă cântăreț, sunt obișnuiți și ca prieten. Da, 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 și ca prieten, clar, ca prieten, ca instructor de chitară. De chitară, hai mai spune, spune-le, nu te rog. Ca sportiv, ca... Asta n-am știut-o, ca sportiv. Da. Cine se uită mai atent pe pagina mea de Facebook o să observe mai atent, acolo. Mulțumesc mai mult. Atent. Mulțumesc. O să observe acolo și această pasiune a mea care este sportul și este o pasiune destul de veche, fiindcă am început cu tenisul de câmp, copil fiind tenisul de masă mai târziu în liceu și după ce am terminat armata am îmbrățișat artele marțiale și cam acolo m-am oprit. Mă simt în siguranță. Întotdeauna cineva care practică arte marțiale inspiră siguranță și încredere, nu altceva. Unii oameni înțeleg greșit faptul că dacă ești practicant de arte marțiale, ești un om dur, puțin violent, nu, este eronat, este exclus. Un practicant de arte marțiale este un om foarte liniștit, foarte calm, foarte pe cât se poate de sincer și drept. Deci nu este un om rău. Dacă s-ar întâmpla acum ceva, la glumă vorbind, da. La glumă, da. Mai apăra? Da, și încerca să te apăr, dar nu neapărat prin procedee tehnice specifice artelor marțiale. Nu, întâi trebuie să încerci să aplanezi conflictul. Chiar dacă agresorul pleacă cu impresia că el a câștigat lupta, este excelent. Deja, e mai bine așa. Deja tu ai câștigat acea luptă. Și este foarte bine. În situația în care agresorul nu vrea să renunțe și nu renunță și așa dorește el, atunci se pot aplica anumite tehnici de imobilizare, în primul rând, deci nu de atac. Eu aș putea să-l imobilizez într-un fel. Eu să cânt dintr-o parte, iar tu să cânti dintr-o parte. Clara, clar ar fi... Clara, se duce, nu mai vine, nu mai bate la ușa noastră. Clar ar fi tehnici nemaipomenite. Hai să trecem la lucrurile cele da. Mai muzicale și cele mai frumoase. Da. Știi că am și eu știu. Acesta l-am. Da. Eu am venit cu ambele. Sărat. Bun, primul dintre CD-urile pe care mi l-a adus. O să vi le facem cunoscute și dumneavoastră, stați, iar al doilea. Când ai avut timp? Mai am încă două materiale, din păcate nu am reușit în viteză să pun mâna și pe acele două, chiar trei materiale și o să-ți explic despre ce este vorba. Când am avut timp? Păi avem timp, că așa și cum mă întreb și eu la un moment dat, cum de Mădălina are timp să facă atâtea lucruri? Da? Și în ultima perioadă nu știi câte lucruri își fac, că n-am mai intrat pe Facebook. N-am mai, e adevărat, nu obosim. Mai știu. Obosim, nu? Obosim. Să facem parte din viața celorlalți, iar ceilalți să facă parte din viața noastră. Dar uite că e timp și tu ai timp să faci o mulțime de lucruri și așa probabil încerc și eu să am timp și... Este. De ce te-ai dedicat copiilor? Care e motivația ta? Pleacă de la fiica ta? Da, care clar, și-a pachetează clar, la clar, superlativ cu muzica? Clar pleacă de la fiica mea, că normal... Eu mă cânt de când mă știu, știi? Eu mă cânt de când mă știu. Când de când mă știu. E super. Așa, eu mă produc de când mă știu, da. Am început să cânt de pe la 5 ani la un instrument, acordeonul, pe atunci, pe vremea aia, era oarecum în trend. Pe urmă, fiind elev în clasele 7, la 7-a, m-am apucat să cânt la blocflote, la muzicuțe, în liceu m-am apucat de chitară.
pe urmă cu pianul, am cochetat cu alte instrumente și uite așa s-a dezvoltat plăcerea și dragostea față de muzică. Bineînțeles, prima mea dragoste a rămas folk-ul, a fost folk-ul, după care am continuat spre pop, spre rock mulți ani de zile. Însă te-ai întors la folk. Și odată cu vârsta... Așa, spune. M-am așezat și eu la casa mea, la folk-ul meu drag și iubit și drag. De ce cu cei mici? Este o lume, este o altfel de lume. Mai curată. E o lume curată, pură, plină de energie pozitivă, fiindcă ei, ăștia mici copilași, nu emană energii negative ca noi adulții. Emană energie pozitivă, vezi atâta blândețe, atâta bunătate, atâta inocență. Este păcat ca noi, cei adulți, să nu profităm de această sursă energetică, nu neapărat să vampirizăm copilașii, fiindcă nu așa, dar să ne bucurăm și să împrumutăm, să ne aducem aminte că de fapt această formă de existență, această marjă a vârstelor până la 14-15 ani, de fapt reprezintă ceea ce este mai pur în existența noastră umană. Nicăieri nu o să găsim o altă formă decât, bineînțeles, la mari maestri, filozofii vom găsi o astfel de preoți și așa mai departe. Dar la oamenii obișnuiți nu găsim această formă de puritate aproape 100%. Nu, doar la copii găsim asta și este păcat să nu împrumutăm și să încercăm să învățăm și culmea să ne autoeducăm, să luăm modele și poate privitorii o să mă condamne și o să spună că bat câmpii. Nu, eu nu cred, e părerea mea. Să luăm modele de la copii. Dacă vom învăța, interesant, dacă vom învăța măcar bunătatea să o luăm de la cei mici, atunci cred că noi putem fi în continuare modele și exemple. Apropo, câți copii ai? Nu tu, persoana, câți copii ai? Am, în mod constant am peste 50 de copii. A, deci 50 ai sărit pragul unei echipe de fotbal de mult. Cu rezerve, cu două echipe de fotbal, cu tot cu rezerve. Da, chitara nu este un instrument foarte lejer și foarte ușor și cere sacrificiu, cere studiu. Tu știi că ești în branșa muzicală și știi ce înseamnă să studiezi muzica. Eu învăț pe copii doar chitară folk, nu chitară clasică, nu altă formă de chitară. Spune-mi cum îi păcălești să facă muzică folk, chitară folk. Vai este de mine, multă lume mă întreabă cum îi păcălesc. Da. Pe cuvântul meu, nu îi păcălesc în niciun fel. Eu sunt prietenul lor, eu le spun de la început, nu vreau o relație profesor-elev, vreau o relație prieten-prieten. Și le spun că avantajul meu față de ei, singurul meu avantaj față de ei este că eu m-am născut cu o anumită perioadă de timp înaintea lor și am învățat chitară înaintea lor. Ar fi putut fi foarte bine invers, să învăț eu chitară de la ei. Dar așa s-a întâmplat și doamne, doamne, așa la rândul, ca să apară eu înaintea lor și eu învăț chitară ceea ce știu ei. Iar ei deja mă percep ca pe un prieten, nu-i păcălesc în niciun fel, cânt odată cu ei, da? Le ofer acea lejeritate acum... fac și niște e vorba între noi, da. E o lejeritate controlată pe care nu o lasă să scape niciodată. Le dau impresia că ar putea face cam ce își doresc ei, dar nu este adevărat. Totul este sub control la mine. Tu stăpânești lumea. Eu stăpânesc situația acolo. Iar ei totuși uneori simt că eu controlez, dar le place acest control lejer și obții absolut tot ce vrei. Eu nu pun note, nu dau calificative și ei vin cu sufletul foarte deschis și uneori stau și mă gândesc, oare sistemul nostru de învățământ are măcar un experiment să se facă cumva. Haideți, domnilor profesori, învățători, haideți să nu mai punem note. Și aș putea să-ți dau un exemplu. Eu în liceu aveam un domn profesor, Dumnezeu să-l odihnească și sper că are un loc acolo între îngeri, o bunătate de om care nu ne punea niciodată note. Domnul profesor Stolojanu venea la oră de filozofie, venea la oră fără catalog, fără absolut nimic și discuta liber cu noi. Notele le punea după ce pleca și el își avea anumite notițe. Cred că era mulțumit doar pentru faptul că rămâneați cu ceva. Nimeni nu chiulea de la ora dânsului, toată lumea venea de plăcere și și toți chiar participau la orele de filozofie în mod constant și dialogul era permanent.
Cred că ar fi o modalitate. Bine, bine, e adevărat că n-ar putea fi o scară valorică. Cine este cel mai bun, care e mai bun la matematică, la literatură, la și așa mai departe. Dar, nu știu, ar putea fi gândită o formă. La mine toți copiii în față. Dacă tu tot ai adus în discuție, mai nou știi că s-a propus cu o evaluare așa de anul acesta pentru la BAC. Copiii vor fi supuși acestui test, dar tocmai la bacalaureat. Tu îți dai seama? Nu, n-am știut. Spre rușinea mea n-am știut. Se pregătesc pentru asta. 2018 ca bacalaureat, de fapt, să fie puțin mai altfel decât a fost până acum. Probabil mai lejer. Oare aceste teste? Nu, din contră. Din contră. Ei fac teste, dar la BAC. Nu, eu cred că ar trebui să faci teste înainte. Cu multe înainte. Clar. Nu la bacalaureat. Aș schimba, bine. Eu, practic, acum este generație de sacrificiu. De mulți ani încoace sunt generații de sacrificiu. Eu am fost prima generație de sacrificiu, nici mai știu când am dat bacalaureat în 90 și apar n-am. Nu mai știu. Când am dat eu bacalaureat în 93? Nu știu, l-am dat înainte. Prima oară, când s-a dat la 5 obiecte, când a fost furia aceea, nimeni nu știa încotro să o ia, ce obiect să ne alegem. Da. Adică odată să te trezești într-o asemenea, nu știu, război cu tine, că nu știi încotro să o iei. Copiii sunt bulversați. Profesorii sunt bulversați. Și profesorul, nu mai spun. Profesorii au pretenții lor și pe bună dreptate că au pretențiile lor. Copiii vin și ei cu adevărul și dreptatea lor. Se întâmplă ceva, nu știu cât de bine. Sper în perioada asta următoare să se așeze lucrurile. Sunt semnale că ar fi bine. Nu știu, să vedem. Dar, oricum, eu aș mai schimba ceva pe sistemul ăsta de evaluare măcar. Da. De evaluare. Am prieteni prin Irlanda, prin Australia, prin... Eu aș împrospăta puțin profesoratul, nu știu de ce. Nu neapărat, nu neapărat. Uite, știu situații cu profesorii destul de înaintați în vârstă, extraordinar de buni și cu o blândețe și cu altă tehnică. Sunt și profesori tineri care au această tehnică și blândețe. Mă rog, în fiecare branșă există valori și așa și așa. Dar nu, sistemul ăsta de evaluare cred că este puțin sau să-l fi lăsat cum a fost pe vremea noastră. Era minunat și au ieșit foarte mulți oameni deștepți pe vremea până în 89. Nu că din 89 n-ar fi, bineînțeles, oamenii sunt din ce în ce, evoluează și accesul la informații fiind așa de masiv, este normal să apară din ce în ce mai mulți oameni inteligenți și dar mă rog, ăsta-i mersul, nu știu, vom vedea ce se va întâmpla. Am o curiozitate, că tot că vorbim despre școală, oricum am trecut amândoi de pasul sau din pasul ăsta. În general, artiștii, actorii, muzicienii, artiști în general, dragă colegule, nu ne-a plăcut matematica deloc, tu cum ai fost? Da, ai dreptate. Nu este o regulă. Dar ai observat că noi ne mândrim? Vai, eu nici tabla mulțirii nu știu. Ceva de genul ăsta, ghilimele? Eu am învățat matematica forțat, așa. Datorită mamei și a tatălui, părinților, da? N-aș putea spune că am învățat-o forțat. Am abordat-o într-o asemenea manieră încât să nu rămân corijent. Nu neapărat, să nu mă fac chiar de rușine. Eram de un 7-8 acolo la matematică pe vremea noastră. Erai bun. Nu eram foarte bun. Eram undeva acolo, pe lângă cei bunicei. Fiindcă cei buni aveau întotdeauna 10 și pot să dau exemple de colegi chitariști care au învățat foarte bine la matematică și cred că îți amintești de Dana Chetrăriței, care a terminat cu 10 în liceu și a fost un folchist bun și în Sărbările Scânteii Tineretului și în Flacăra și un chitarist de excepție. Și mai am câțiva colegi prieteni care sunt chitariști buni și care au fost niște matematicieni. Au rămas pe linia aceasta? Nu. Oare n-au de rămas. Ce? N-au rămas. Trist. Dar n-au rămas. N-au rămas. Fiindcă muzica e mai frumoasă. Le-a oferit altceva. Da. Mă întorc la muzică. Nu la muzică, nu, stai. Mai stai puțin, că mai am timp de vorbit cu tine. Ai cochetat cu radio. Cred că și perioada aceea, 2000, zic bine? 11-12 ani, fiindcă după ce am lucrat împreună, am fost colegi la aici, la un alt radio. Am plecat în orașul meu natal, în Râmnicu Săratu, unde am lucrat la alt radio și cred că a fost poate cea mai frumoasă perioadă în vieții mele din punctul ăsta de vedere profesional.
Tu știi că noi am lucrat aproape 6 ani împreună. Să nu plânge. Bă, ăștia a fost colegi. Nu plâng, nu plâng, dar mi-amintesc cu foarte mare drag, cu foarte mare drag de echipa noastră din acele vremuri. Când eu venind, na, din provincia, da, județului, la capitala Buzăului, și auzisem sincer despre buzoieni că sunt foarte duri, foarte distanți, foarte nu știu ce, ceea ce probabil așa peste tot se întâlnește. E sentimentul ăsta. Da, dar voi mi-ați întins o mână. Nu, eu cred, spun eu, mi-ați devenit prieteni. Ți-am devenit prieteni pentru că noi avem nevoie de tine. Da, știu că aveți nevoie, eu făceam producția, făceam publicitatea, dar ne-am împrietenit din prima, nu știu, cu tine, cu ceilalți, a fost o chestie așa... Momentul de sfârșit, un sfârșit de an mi-l aduc foarte bine aminte, cu niște jingle-uri care au rămas mulți ani pe postul în timp ce, practic, intram peste Radio Contact. Peste Radio Contact, Contact, aveam, nu știu câte ore, 3 ore dimineața. Chiar cei de la Radio Contact mă sunau, erau niște băieți, și bă, dar cine-s vocile alea de acolo? Bă, zic, e o colegă de-a noastră, Madalina, care cântă. Cum? Și are voce. Și are, da, cântă, dar cântă bine. Și cine le produce? Cine le face? Da, păi eu cu ea, noi doi ne facem. Da, le gândeam. Le gândeam. Hai să-ți dau o veste bună, poate mă ajuți, îmi faci niște jingle-uri. Da, cu cea mai mare plăcere, cum să nu? Cu mare drag. Iar mă apuc de radio. Ei, peste da. 2 săptămâni. Vai! Și vreau să se numească ceva de genul, m-am gândit eu, dar nu pot să spun, nu? Da, te rog. Zici că sunt invitată. Da. Veranda muzicală. Nu știu de ce. Înseamnă că o să fiu și eu prezent în emisiunea ta. Ești primul meu invitat, vrei? Cu mare drag. Veranda muzicală, așa cu vreau mare să drag, numească. Fără probleme. Mie mi-e dor de radio, ție ți-e dor? Mi-e dor de radio, clar. Uite, vin la Râmnic și fac emisiuni. Doamne ajută. Vin acolo, o săptămână vin acolo. Dacă am spus Doamne ajută, da? Deci mai mult nu pot să spun. Mi s-au întâmplat lucruri minunate și cred că viețile noastre s-au schimbat extraordinar de mult, intrând și în momente mai de criză, și în momente mai bune și mai frumoase. Avem perioade, da. Eu am rămas foarte surprinsă când tu m-ai sunat și mi-ai spus, băi, mi-am făcut un CD. Da, bă, serios, pentru că te cunoșteam pe tine foarte retras. Mai mult ai stat în umbră. Este? Oamenii de producție stau în umbră de regulă. Tu știi, ei nu apar ca și colegii voștri, operatorii, cei de la masa de mixaj. Măi, eu aș vrea să-i chem la mine în emisiune, dar nu știu cum să fac. Tare bine ar fi, să știi. Sunt oamenii care nu se văd, nu se aud, nu știe nimeni. Sau poate, na, voi atât îi știți, dar sunt așa de importanți și așa de valoroși sunt. Fiindcă și eu am făcut parte din această echipă a oamenilor din umbră și mi este foarte dragă această postură. Dar nu ieși neapărat în față. Ai face tare bine să-ți faci și cunoscuții, colegii. Măcar așa, 10 minute în sfert de oră, dacă ai putea. O să-i păcălesc. Să gândești, da. Să-i păcălesc. Da. Încă sunt oameni valoroși, foarte valoroși. Aveți oameni și colegi minunați. Hai acum să te perii. Să nu mă perii. La sensul frumos. Eu să nu țin, obișnuit să mă critici, că asta mă... Hai să vedem. Să te critic? Da, critică-mă. Nu cred. Te critic că n-ai timp să vii foarte des. Da. Sau o să te critic în momentul în care să nu o să vii la emisiune. La tine o să vin întotdeauna până... Până, da. Am înțeles. Ai colaborat cu extraordinar de mulți copii. Cu foarte mulți copii, cu foarte mulți artiști, cu... Da, am colaborat. Foarte puțin dintre cei care fac muzică, scriu muzică, compun muzică, le dau girul copiilor de a le așeza numele și vocile pe un CD. Și cred că îmi dai dreptate. Acest fenomen în România a intrat mult mai târziu. Nu sunt foarte multe CD-uri cu voci de copii. Îmi dai dreptate? Da. Și este foarte greu să te hotărăști și să decizi cine să apară pe... Este și imaginea ta, este și... Uite, vezi, ei sunt oamenii din umbră. Ei ne fac semn când mai avem 5 minute, da. Un minut. Intrăm în pauză peste 5 minute. Da. Cum de ai avut încredere? Și de ce ai făcut asta? De ce ai făcut-o pentru ei? Sunt, în primul rând, acești copii care apar pe aceste albume. Sunt copii cu ștate vechi în folk. Sunt elevi de cel puțin 2-3 ani de zile de studiu. Am încredere în ei. Foarte mulți dintre ei au luat premii foarte multe și mari la festivalurile de gen din România și probabil că o să, dacă o să avem timp, sau trec așa... Facem o emisiune odată cu toți copiii? Da. Numai să avem loc să-i aducem pe toți.
Nu-i nimic, că ne căutăm un cadru foarte aproape de voi la Râmnic, ca să nu-i chinuim pe ei, venim noi la voi. Putem oriunde, da. Așa, avem festivalul de la Botoșan, Bicaz, Târgu Jiu, București, festivalul foarte mari și puternice, unde, fără modestie, am mai spus-o și o spun, copiii noștri deja inspiră, nu neapărat frică, oricum, o mică teamă, au venit și iar cei de la Tudose care, ca să ne ia premiile de aici. Dintotdeauna a fost, au fost probleme de genul ăsta. Da, Buzău, când a mers pe undeva, nu știu de ce, încă și Buzău a dat atâția artiști și știm bine... Au câștigat mai toate premiile. Mai toate premiile de prin România. Iată că a răsărit de câțiva ani de zile și această formă de muzică folk care merge la festivaluri și câștigă foarte, foarte multe premii. Și sunt mulți copii talentați, Alexia Nedelcu, Dani Bușoi, Delia Porumb, Delia Florin Manea, Bianca Predonescu, da, sunt... Alex Limisca, nu vreau să se supere pe tine, dar ceva, vreau să vină la mine la emisiune. Da, Ania Bunduc, Eduard Macovei, Alexia Nedelcu, Daniel Busoi sau Bușoi? Bușoi, iar Delia Porumb, Florin Manea, Ania Eduard, Alexia Dani. Le-ai dublat piesele? Da. Acesta, cel de-al doilea album, are mai multe nume. Acolo nu scrie pe el. Nu scrie, scrie în interiorul. Scrie în interior. O să-l desfacem. Așa. Sunt foarte mulți copii buni și zic că este păcat să nu fie cunoscuți. Și atunci am început un program de ăsta de creație și am compus muzică pentru ei și în momentul în care au fost finalizate piesele, le-am și imprimat și așezat pe sine. Știi ce mi se pare minunat? Că scrie compozitor Cornel Tudose, este ok, putea să scrie și longa. Mi se pare minunat că i-ai dus într-o lume în care și-au păstrat oarecum legătura cu limba română, cu profesorilor. Automat le-ai creat o plajă în care se pot juca și pot judeca mai târziu ceea ce au făcut ei în anii copilăriei. Le-ai legat numele de Eminescu, de Minulescu, de Macedonski și Coșbuc și mulți, Iorga, mulți alții. Da. De ce ai făcut asta? Muzica folk se pretează mai mult pe genul acesta de poezii? N-aș vrea neapărat să fie... Muzica folk înseamnă poezie cântată. În momentul în care reușesc să faci această legătură între poeții noștri clasici și ceea ce vrei să se audă, uite, la Botoșani, Somnoroase păsărele, am compus eu un cântec pe această poezie minunată a lui Eminescu și deja a apărut un articol de presă, uite, domnule, că un profesor de chitară, mă rog, un profesor de chitară a reușit să facă elevilor cunoscut o poezie pe care profesorii în școală nu reușesc. Da. Și uite câți copii au îmbrățișat și cântă la ora asta această poezie. Este o idee minunată. Este o formă este de o formă. Învăța pe elevi mult mai ușor, nu știu. Elevii mei, toți elevii mei cunosc poezie clasică prin prisma acestui lucru. Dar e greu să faci asta. E greu. Dar nu e imposibil și e frumos. Vreau să-ți fac cunoștință acum cu mica noastră publicitate. Încântat. Când intră peste noi, ne întoarcem.